Salutare, am venit la IML să-mi fac certificat medico-legal și ce găsesc aici? O să vi se pară așa niște cetățeni care fumează și o țigară. Ei bine, băieții ăștia în civil poate le recunoașteți pe la rost. Pe ăsta l-ați mai văzut, e zmeu pe la proteste. Așa, ia uita și ne aici și își face certificate medico-legale pe bandă rulantă. Hopa, a venit în civil cu duba de la jandarmerie să-și facă certificate fake, că na. La noi se poartă cu șpaga. Ia uitați cum stau toți la umbră, eu îi recunosc că îi știu din teren, vă dați seama. Ce credeți, mă, voi? Domnul ăla are mâna bandajată, probabil e lovit, că na. S-a întâmplat și pe la ei, mai e și băiatul ăla cu ceva pe față acolo. Dar sunt 2 din 2, 4, 6, 8, 10, că unul e nou, într-un mai unul vorbește la telefon, 11, 12 cred că sunt. Da. Deci, jandarmeria a venit să-și facă certificate. Interesant e că dacă trebuie să faci RR-aia, te întreabă paznicul, sau mă rog, responsabilul, dacă e pentru meeting-ul de la Victoriei. Că băieții ăștia vor și ei cumva să mai iau 9 răniți, l-am zis vreo 500 și vor să mai crească numărul. Și l-au adus pe ăsta, ăsta o fi rănit de aici, îl vezi pe ăsta în roz. Ăsta e de la batalionul 4, de la Dobărceanu. Coleg și cu Răducu, prieteni ăștia, toți agresivi sunt aici, uitați-i. Deci dacă vă întrebați ce mai face jandarmeria în afară de bătaia pe care o dă la protest, vine să facă plângeri fake pe la IML. Mă aud foarte încet. Păi ține mâna pe microfon, probabil. Da, uite cum i-am prins aici. Vai ce am râs când m-am dat jos din taxi. Când i-am văzut pe toți băgați așa ca potârnichile la umbră. Nu râdeți, mă, de ce râdeți? Lăsați-i în pace că-s victime. Ei îmbrăcați cu uniforme, cu țestoase, cu scuturi, cu pistoale, cu gaz, cu grenade. Ei sunt victime. Noi cu mâinile goale, ei sunt victime. Au mai luat-o pe cârcă cu o coadă de aia de lemn de la unul, de la altul, că n-au meritau. Și au venit să plângă pe aici. Cum dracu' ar fi reușit să-i rupă mâna când el avea țestoasa aia pe el? E tare scurioasă cum a făcut nenea asta. Bă, dar ce vă distrați. Nu mai râdeți, mă, că nu-i de râs. Da, mă, da. Ei au venit să recunoască că au bătut. Au venit să facă pe victimele, uite, și au venit și cu duba. Asta e fascinant, că sunt în civil și sunt cu duba. Ia zi-mi dacă e șoferul pe aici. M-au înjurat mai devreme, mi-au vorbit urât că ata pot, ata fac. A, mai sunt unii în mașină. Sunt aia care sunt îmbrăcați în uniformă, ca să poată să meargă cu duba. Deci, ăștia care sunt îmbrăcați în uniformă, i-au adus pe ăștia care sunt în civil cu duba, ați înțeles? Că mitu. A, mai sunt civili. Stai că e tot închid ușile și nu-i văd. Mai sunt civili în mașină. Cred că 1, 2. De ce vă ascundeți, domnilor, dacă nu faceți nimic greșit? De ce vă ascundeți dacă nu faceți nimic greșit? Nu ar trebui să vă ascundeți. Înseamnă că procedați corect, nu? Cătăline, eu vă aștept oricum, am destul pe aici ca să completez, mi-am completat cererea și oricum sunt înaintea mea la IML. Sper să nu se întindă cu cererile lor încât să nu mai putem noi să le scoatem astăzi, pentru că programul se încheie la 8. Normal că s-au bătut între ei, dracu, știm toți asta. Așa vă trebuie dacă sunteți obraznici. Obraznici sunteți. Doar nu m-ați luat cu dubași de la IML, asta ar fi maximă. Ăla în roz este... Vă mai aduceți aminte când a fost tăvălit prima dată Dide la DNA și luat cu cătușe, căștile rupte, dat cu capul de mașină? Ăsta în roz, dar la niciodată nu i-a reținut numele pentru că mi-e scârbă de el și nu pot să-i rețin numele. Dar este în batalionul 4 al lui Vlad Dobărceanu. E coleg și cu Răducu, ăla care l-a bătut pe bătrân la universitate pe 20 ianuarie, i-a rupt și geaca de pe el. Și este unul dintre cei mai agresivi și mai obraznici jandarmi. La jandarmerie sunt și băieți ok, deci nu vă gândiți, sunt oameni cu care te poți înțelege. Dar ăștia de aici, ăsta și cu batalionul lui, sunt aia care-s nebătuți. Da, au venit să-și facă de-astea fake.
ruga cu ocazia asta să se verifice certificatele lor medico-legale, având în vedere că se vede cine s-a înregistrat seara. Pentru că eu nu cred în, în pansamentele lor și în mâinile lor rupte. Da. Zice cineva care păr pe picioare, te întreabă dacă vii să îl tunzi. Nu mai pot să zic ce a zis și după, că îmi respect privitorii. Da, ăștia săia care bat și amendează de la Batalionul 4. Deci se confirmă că a fost Batalionul 4 la... Când ne întrebam dacă a fost Batalionul 4 la vineri, deci se confirmă că au fost și ei cu ocazia asta. Normal că sunt riscurile meserice, am pus să fac jandarmi. Nu, nu sunt aia care au mătură, nu. Aia nu sunt. Nu azi. Sau nu acum. Ăsta e unul din aia care m-au luat la congres la PSD în Marche. Da, prietena mea. Da. Dar am reușit să ne înțelegem. De pe băiatul de la Batalionul 4 care vorbește frumos cu femeile. Ăsta e rănit. Tinere, mă, ești tineri. Ia să-i puterea mea când te-am luat-o pe tine acolo, am vorbit, nu te-am jignit cu ceva. Tu nu m-ai jignit, mea. Dar ai avut unul, ai avut unul care m-a jignit în secția de poliție. Hai, mă, că nu cred. Când mi-a zis, taci în pula mea. Hai, mă, hai, mă, hai, mă, numai, bă, 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 trenească prostire. Hai, mă, ce băiat dulce sunt. Ești, da, deci. Ai greșit, te-am vrut. Vrei să-i rog pe oameni să stra... Vezi, da? Uite, arată cum e. Ia, uite, ia, ăsta chiar e lovit. Dar e mai puțin lovit decât mine. E mai puțin lovit decât mine. Ascultă-o pe tine, te-a lovit, te-am strâns de mână ca să... M-au și lovit, m-au și lovit. M-au și lovit și în dubă. Datorită greutății pe care o ai, trebuie să tragă mai tare de tine, știi? Bă, eu nu știu, dar voi așa antrenați, să puteți cărați o femeie de asta la 80 ceva de chile ca mine? Nu prea este de... E mai des să mai vedem o dată de notare. Cam e cam veche culoarea. Da? Culoarea nu e de o zi, două. Specialist, da, știi ce ți-a zis unul? Ia pe colegul meu care... Nu trebuie să aibă studii în domeniu ca să aplice logica, băiat. Ascultă-mă, colegul meu care șapte cu locul de la... Ce? Oamenii protestatarii ce îți lasă de acolo din piață, care șapte cu locul 5. Șapte copci are pare de la noi? Cine a avut muniție de război? Nu sau voi? V-ați dat în cap între voi, în puii mei. Era zis, prea v-ați dat cap în cap? V-ați dat cap în cap la chitarea de disperați? Auzi, zic băieții ăștia că săra cu femeie. Ce să-ți fac, mă? Săracu, a zis. Băi, nu ți-am zis, eu ți-au zis ăștia, eu ce, via, ce vine? Bărbații adevărați care au bătut colega aia noastră. Da, săraca. Stai liniște că colega ta e forță de ordine, nu contează că e femeie să e bărbat. Aia era echipat, avea pistol, avea țestoasă și-o asumat. Și bătută ce a fost, voi, voi, voi ce bătută a fost. Ce minciună. Să comunicați public așa ceva? Să comunicați public, a avut coloana cervicală ruptă și ea să fie pe picioarele ei? Ce, ia zi mai tare, să te audă și oamenii ăștia, că am vreo 600 care... Am vreo 600, ce-i pățit? Cine-ai apărat să vezi, pe bune? Da, nu, 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 nu vreau să văd. Nu pune-mă pe mine, nu pune-mă pe mine. Nu pune-mă la tine, dar lasă-mă. Chiar vreau să văd ce ai la Falcon. Am rugămintea să nu mă atingi, atâta. Da, nu, te-am atingi, tu m-ai pus mâna pe mine. Nu am făcut niciun număr, eu vreau doar să arăt ce faceți. Vrei să te plimb după mine, hai să ne plimbăm. Hai, mă plimb după tine. Hai să facem plimbare. Hai, nu mă, mă întorc cu spatele la tine, că nu merit să stăm de vorbă. Hai, discutăm ca între adulți. Ne-am bătut în râdă cu voi și atunci, de ce dai vina pe noi? Cred că ați și râs de noi că suntem prea cuminți. Noi nu ne-am bătut niciodată cu voi. Nu, da, ai zis voi, protestatarii, și nu mă băga pe mine în boala aia cu ăia, că n-am dat în jandarmi eu. Da. Nu, n-am zis, tu. Păi, dar după ce ați dat voi, că ați dat cu gaze de la 4, dracu. Trebuia să stau să vină la să-mi dea cu bordura de lângă mine. Ei nu dau pe nimeni în judecată, Crăița, ei vor să arate că au... Da, că a fost legitimă intervenția lor în forță, pentru că au fost și ei agresați, știi? Să dea ție cu bordura în cap. Auzi că... Bă, bă, Ariane... Ăsta e unul dintre aia care m-au luat la... E în echipă cu ăsta. În același batal, cum se zice. Dar ăsta i-a părut rău pe urmă, că a văzut că-s fată de treabă. Și i-a părut rău că a fost porc cu mine atunci, că a fost un pic. Ăsta mi-a zis în secție că... Nu le mai zic ce mi-ai zis, nu? Ăsta mi-a zis în secție.
Păi da, da, după ce m-am jurat de secția de poliție. Dacă a fost tovarăș și am un băie, vă permiteți, nu? Nu, eu nu sunt tovarăș cu voi, eu doar încerc să mă înțeleg civilizat cu voi. Am înțeles, acum o să... Adică bine, sincer să fiu, dintre toți băieții ăștia de aici mă deranjează ăsta, în rest cu voi n-am nimic. Dar pe ăsta... ăsta ar trebui sancționat, că e agresiv. Te-a făcut ceva cu el. Ce mai cumic? Nu, chiar e agresiv. Ce mai cumic? E agresiv și obraznic. Amendament.